În această săptămână la Mapamond creștin, ținut ostatic în Haiti, acest preot misionar a fost ținut 20 de zile în captivitate. Iată mesajul său pentru familiile celor 17 misionari care sunt încă în mâinile aceluiași grup. Acest sat creștin sirian este zilnic în bătaia focului. Cine îl vizează și ce s-a întâmplat cu oamenii care au trăit acolo? Spune nu culturii anihilării, protejează drepturile religioase și apără drepturile creștinilor persecutați. Care este țara care poate fi cea mai mare și poate ultima speranță a Europei?